Bun găsit tuturor la un nou episod pe acest canal. Înainte să începem, nu uita să apeși pe butonul abonează-te și pe cel de like pentru a vedea episoadele din serialul tău preferat traduse complet. Vă doresc vizionare plăcută și numai bine! Astăzi vom vorbi despre... Cine este Cuneit Mete, actorul care joacă rolul lui Orhan în serialul Totul pentru familia mea? Născut pe 9 septembrie 1970, Cuneit Mete este de origine din Artvin, Savaşlı. A studiat actoria la Conservatorul de Stat din Ankara și lucrează de mulți ani la Teatrul de Stat, tot din Ankara. Din 1993 joacă în filme și seriale. Actorul este cunoscut publicului român pentru rolul lui Cemal, pe care l-a avut interpretat în serialul Dragoste și Ură. Este căsătorit cu actrița Sheima Kormkaz din anul 2019. S-au cunoscut pe platourile de filmare ale serialului Unutma Beni, în care a jucat 8 sezoane. Are 2 copii gemeni din căsnicia anterioară.